mâine vor fi numiți noi directori ai companiilor RomGaz și TransGaz. Astăzi, ministrul pentru energie Constantiniță i-a nominalizat pe cei doi candidați care au șansele cele mai mari să preia conducerea acestor companii. Astfel, directorul general al Țiriac Holdings, Petru Văduva, ar putea fi numit în funcția de director general al Transgaz, în timp ce directorul Eongaz Distribuție, Virgil Metea, va prelua conducerea societății Romgaz, a declarat ministrul pentru energie Constantin Niță, citat de Mediafax. În urmă cu o săptămână, guvernul a prezentat salariile directorilor din companiile de stat din sectorul energetic. De exemplu, directorii la Romgaz erau remunerați lunar cu sume care ajungeau până la 14.000 de lei. Tot atunci, Victor Ponta a spus că directorul companiilor de stat ar trebui impozitați suplimentar în condițiile în care un medic rezident sau un profesor debutant câștigă doar 1100 de lei pe lună.